Salut, bă, prieteni, mă! Salut, băieți! No, mă, prieteni, cum să vă povestesc eu? Mă, am venit o țară în Delta, am stat o zi jumate. Și așa, pe scurt, mă, ca să mă înțelegeți voi pe mine ce vreau să zic, am vrut să vă spui așa o mică experiență ce am prins aici, bă. Mă, am avut și capturi, am avut și momente când n-au mâncat, au fost de tăte, bă, pentru tăți, mă, înțelegeți voi pe mine, mă, preatin, ce vreau eu să zic. Mă, dar principalul e că avem o natură de care... Putem să fim mândri. Bă, mândri puțin, zis, mă, cum să spun eu, mă, ca să mă înțelegi tu pe mine, e un paradis, mă, nu altceva. Mă, eu mi-aș putea închipui să trăiesc aici o viață întreagă. Dar nu, din păcate, nu se poate, trebuie să merg înapoi. Acum trebuie să mă mulțumesc o zi jumate, dar eu promit că mă întorc, mă. Și mai ales cu prietenii ăștia de nădejde. Mă, îmi pare bine că l-am cunoscut pe Cornel ăsta, mă. Bă, nu pot să spun numai lucruri pozitive despre el. Despre negative Delta. Le gândesc. Despre Delta. Despre Delta spune. Povestește, mă, cu plaurul ăla, cum ne-a închis. Bă, am avut și parte de... o experiență rea, mă, să vă spun eu, așa că am avut aici o ieșire pe Luminița sau pe Lumina. Mă, și într-o dimineață, ieri dimineață, de fapt, ne-am dus și noi și aveau ăștia plăs puse una alta, asta nu contează. Eu deranja pe ăia că noi am trecut peste plăsele lor, cu totul că am avut grijă, am oprit motor, alea, mă înțelegeți voi, nu? Și ce-au făcut ăia, mă? Ne-au închis intrarea, mă. Bă, și ce o trebuie să facem? N-am mai putut să vinim înapoi. Hei, mă, eu deja eram disperat, mă, bă, dați seama, eu habar n-avea, eu credeam că numai intrarea aia, bă, cum ajungem? Hei, mă, noroc pe Cornel ăsta, că e un băiat foarte de scurcăreț, mă. Mă, și m-au dus pe acolo, bă, printre niște canale înguste, că o trebuie să oprim motorul, o mai dat la vâsle, săracul, așa branduri o făcut nimă. Până ne-o scos de acolo afară, să vinim pe partea aia la altă înapoi. Nume nu pot să dau, că nu mă pricep eu prin zonă, dar o să mi le notez pe un carnețel într-o bună zi, să le învăț pe când mai viu odată. Mă, dar în general a fost fain, mă. Bă, nu pot decât să vă spui că haidați și voi, mă. Haidați și prindeți și voi un pește fain. Uitați-vă la natură, nu feri. Bă, nu să găsesc așa ceva oriunde, mă. Veniți la pensiune la Nea Ilie, barca e în siguranță, noi am lăsat toate sculele în barcă, n-am luat nimic, doar am tras spre lata să nu găsim rouă. E o zonă unde nu se lovește barca de mal, cum e în Crișan, pe canalul navigabil pe Dunăre, unde tot timpul barca e izbită de stânci. Aici e tot în siguranță, nici nu încuiem ușile, nimic nu se fură, mâncarea e foarte bună. Bineînțeles, totul pe bază de pește, dar de asta venim în Delta, să pescuim, să mâncăm pește și să ne bucurăm de natura frumoasă care ne înconjoară. E unică Delta în Europa și cred că și în lume. Acum ține de noi să rămână așa sau mai bine sau mai rău. Totul depinde de cum ne comportăm noi aici. E, dar mulți prietini avem și avem noi grijă să o întreținem cumva, mă. Ne adunăm toți la un loc, toți prietinii, păi facem noi să fie bine, mă. Important e că am prins amândoi somn la spinning, eu personal nu am mai prins până acum la spinning, nici Mihai, din ce mi-a spus. Important e că am spart gheața amândoi și am reușit să prindem niște somotei frumoși, unul la vreo 4-5 kg el, eu câțiva mai mici și după aia iară el tot așa. A fost frumos din punctul ăsta de vedere că am reușit să prindem știucă, am reușit să prindem somn, am încercat prins bibani frumoși. Bibani frumoși, am încercat la avat, dar fără succes, că am ieșit pe Dunăre, era destul de tulbure. Era târziu să mai merg pe un loc, două, pe care le știam eu că ar ține avat mai mult. Dar eu, unul, mă declar mulțumit și de ieșire, și de peștele prins, și de companie, și de tot. Acum, ce să zic, pe Mihai l-am cunoscut și eu ca și voi de pe internet. Acum am avut ocazia să-l văd personal. E un om simplu, cu foarte mult bun simț și cred eu că e genul de om pe care poți să ți-l faci prieten pe viață și niciodată nu o să te dezamăgească. Sper să avem ocazia să mai pescuim împreună. În orice caz, eu revin. Prima ocazie, când o am, primul concediu,
mă prezint. Oricum, Mihai o să vă mai povestească multe, are de gând, el a fost prin țară pe la o grămadă de prieteni pe care și-a făcut pe Facebook. O să vă povestească la fiecare ce și cum a făcut și cum s-a distrat și prin el să trăim și noi emoțiile lui și experiențele pe care le-a avut. Pentru că nu toți avem timpul să ne rupem de familie, de serviciu, și dată nu avem bani, să mergem prin țară la toți prietenii pe care ne-am făcut și la care ne-ar plăcea să stăm. El a reușit, dacă tot anul muncește din greu, 2 săptămâni cât și-a luat liber, a reușit să facă treaba asta și bravo lui. Sper să îi urmăm și noi exemplu, să ne rupem un pic de probleme și să încercăm să ne trăim un pic pasiunea, atât cât ne permite timpul și banii. Și nu vă nu fiți supărați ăștia prietenii la care încă n-am ajuns anul ăsta. Mă, poate mă duc la anul. Nu promit, așa cum n-am promis nici la restul, dar mă fac eu cumva să facem o tură de pescuit. Că așa cu capturi de alea așa ni sau mai mari, tot atât ai mă prieteni. Știți voi, mă înțelegeți voi pe mine ce vreau eu să zic. Ne simțim bine. Noi din Delta vă spunem fire întinse să pescuiți frumos, să nu vă bateți joc de natură și de pește. Și ne vedem pe Facebook, nu? Exact. Salutări, mă prieteni. Fire întinse.